Închisoarea așezată la marginea orașului avea o faimă neagră în lumea deținuților. Cei de drept comun o botezaseră de mult mormântul fără cruce. Ca toate temnițele, edificii ce nu excelează prin frumusețea lor, închisoarea Sucevei se ridica tristă și solitară în mijlocul unei curți împrejmuite cu ziduri înalte de piatră, clădită ca o cutie cu forme rigide și fără nicio preocupare estetică, temnița din Suceava avea un aspect posomorât și deprimant. Numai văzând-o din afară și te înspăimânta, zidurile negrite de vremuri și roase de stihii erau străpunse din loc în loc de ferestrele îngrătuite cu druji de fier ca niște ochi lugubri ce proiectau în afara tristeții vieții ce se scurgea în interiorul ei. O apariție dramatică, fără sens real parcă, acolo pe dealurile senine ale Sucevei, între zidurile acelea apăsătoare, o lume aparte, o lume desprinsă de lume. Interiorul închisorii era de asemenea deprimant, culoarele întortocheate, înguste și întunecoase, fumurii, căci varul nu trecea prin închisoarea Suceava. Erau complet izolate unul de altul. Lespezi grele de piatră, înnegrite în fiecare zi cu păcură, singurul dezinfectant ce l-aveam acolo. Trezeau sub pașii noștri ecouri sinistre, sparte de pereții groși. Câteva uși de fier semnalau încăperile deținuților. În contrast cu alte închisori, unde etajele erau despărțite prin plase de sârmă, dând astfel culoare oarecare atmosferă de viață, de familiaritate chiar, platforme grele de piatră și ele, totul era piatră masivă în Suceava. Despărțeau și separau etajele acesteia. În forma aceasta, izolarea era totală, iar singurătatea lua dimensiuni dureroase. Fiecare culoar era o unitate separată, forma o închisoare aparte. Nu exista practic posibilitate de contact între ele. Nu se puteau transmite știri de la una la alta și de multe ori erau supuse la regimuri diferite, depinzând de buna sau rea a dispoziția gardienilor șef de secții. În subsolul mucegăit șerpuiau alte culoare. Acolo era instalată bucătăria și magazia de alimente în care, spuneau deținuții de drept comun, care se ocupau cu bucătăria, abundau șobolanii, iar într-un colț și complet separată zăcea faimoasa cazincă. Aceasta era un fel de cușcă în perete, mai scundă decât înălțimea unui om, iar lățimea și adâncimea nu întreceau pe aceea a unei persoane. O ușă de fier îngustă o separa de culoar. Era locul de inchiziție al închisorii sucevene. Cred că foarte puțini legionari n-au cunoscut trista cazincă. Unii au trecut de nenumărate ori prin ea, căci Voșniuc o utiliza cu regularitate. Motive găsea al destule, căci provocările deliberate ale acestei bestii cu chip de om te făceau să-ți pierzi controlul nervilor și scandalul era gata. Cazinca își înghițea apoi prada. Cu corpul îndoit în formă dureroasă, cu genunchii înfipți în ușă și cu spinarea așezată de zidul acestei cuști, orice mișcare era imposibilă. În puține ore, amorțirea era totală. Iar seara, după închiderea regulamentară a celularului, urma invariabil sesiunea de bătaie, când deținutul complet amorțit nu mai riposta în niciun fel, nici forță să strige nu mai avea. Prin ușa deschisă a cazincii curgeau pumni grei în pântecele și pieptul celui pedepsit. De cap nu se atingeau niciodată, ca să nu lase urme. Pintiuc și Martiniuc erau maeștri executanți. Pedepsitul, când nu leșina, putea doar să înjure slab și să scuipă aceste bestii. Își ștergeau liniștit saliva de pe față și continuau mai departe operații. Apoi se încuia din nou cușca și până seara următoare se așternea liniștea cea mai adâncă. Rația de mâncare în astfel de cazuri era redusă la o bucată de pâine sau mămăligă și o cană cu apă. Așa se petrecea în cazinca o zi, două sau chiar trei, depinzând de toanele executanților, de existența la rând a altor cazuri sau de rezistența deținutului. Procesul de încarcerare
În cazincă era ingenios și el se scotea respectivul pedepsit din celula lui sub un pretext oarecare. Fie o formalitate ce trebuia să o facă la cancelarie, fie anunțarea unei vizite, fie pretextul unei schimbări de celulă, etc. În forma aceasta, camarazii lui nu aflau ce se petrecea în subsolul întunecos decât după ce actul de cruzime se consuma, fiind povestitorul cel în cauză. Îmi amintesc de un caz dintre multele cazuri petrecute la Suceava. Unui camarad macedonean, tare ca un taur, îi se anunță mutarea în altă închisoare. Omul răsuflă ușurat, s-a terminat pentru coșmarul Sucevii. Își adună la repezeală puținele bagaje și și-a rămas bun de la camarazi, cărora le-a putut anunța evenimentul fericit. Cu câteva zile mai înainte avusese un conflict cu primul gardian, pe care a lipsit puțin ca să nu-l trăznească în cap cu pumnul lui greu. În loc de transportare la altă închisoare însă, ajunge la cazinca. 3 zile și 3 nopți consecutive a fost chinuit barbar în acea cușcă. A fost perioada cea mai lungă pe care a putut-o suporta cineva la cazinca. Scos de acolo în stare de aproape inconștiență, a fost închis o săptămână într-o celulă izolată pentru a se repune pe picioare. Când a apărut din nou în lumea noastră, numai atunci am aflat adevărul și îl invidiam că scăpase de Suceava lui Mănaru și Voșniuc. În zilele următoare însă, primul gardian îl evita în mod prudent. Cazinca a avut influențe nefaste pentru mulți din camarazii noștri. Acolo, între acei tragici pereți, mulți dintre noi și-au lăsat fâșii din sănătatea lor. Mănaru și ai lui își dădeau seama de marele efect ce îl avea asupra noastră plimbarea regulamentară. De aceea, încerca să o limiteze cât mai mult. Toate motivele erau speculate în acest sens. Îmi aduc aminte de un camarad căruia i se țintui fereastra în cuie și i s-a anulat total plimbarea. Motivul, cum de nu, fiind înjurat în mod murdar de un gardian, i-a aruncat acestuia blidul cu ciorbă ce tocmai îl primise în cap. După sesiunea regulamentară de la cazinca, a fost aruncată în celula lui. 40 de zile a trăit acest om singur, între cei 4 pereți goi, fără să-și poată aerisi camera, fără să-și poată scutura pătura, fără să poată vedea pe nimeni decât figura sinistră a călăului său. A rezistat însă disperat încercărilor de anihilare, când, după plecarea lui Mănaru, a fost scos afară, pășea printre noi tăcut, cu privirile pierdute. Nimeni nu a fost capabil să-l facă să vorbească în primele zile. Încet, încet își reveni, însă și ne povestea ce groaznice senzații de destrămare a ființei lui a simțit în tot acest timp. În ceea ce privește alimentația, era și ea specială, căci Mănaru imprimase amprenta specificului său în toate aspectele vieții deținuților din Suceava. Terciul de mălai, în care mălaiul se manifesta doar prin culoarea gălbuie ce o dădea acelei ape călduțe și prin gustul de mucegai ce nu-l părăsea niciodată, constituia masa de dimineață. Ciorba de toate zilele era cea de sfeclă, ciorbă de sfeclă la prânz, ciorbă de sfeclă seara. Gustul ei nu excita deloc apetitul.